Deci, am dreptul sau nu să vă filmez pe domeniul public? Mergeți cu noi, vă rog. Și de ce mă spuneți? Am refuzat legitimarea și trebuie să... N-am refuzat legitimarea, trebuie să vă legitimați voi, în părere. Mi-ați fluturat. Mă rugați frumos, nu-i așa? Așa, bun. Eu arătați invers? Așa se arată legitimația? Păi că indiferent. Ne-a salutat cu indiferență, ne-a adresat în jury. N-am adresat nici în jur. Nici în jur. Știți? Aveți, trebuie să aveți și dovezi când a filmat ceva. Vă rog frumos. A zis că poliția locală se leagă de toți ăștia care vând zarzavat pe aici și pe aia care vând țigări și pe aia care vând pe țară. Faceți bănării cu ei. Nu bănării, vă rog frumos. Mergeți să vă pentru identificare. Nu, de ce să prezentați documentul de identitate, vă rog frumos. Identificați-vă. Cine vă dau, eu vă dau nu, ceva nu, de identificare, dar voi sunteți nesimțiți. Nu ne jumiți. Tocmai din cauza aceasta v-am și rugat. Tocmai din cauza aceasta? Tocmai din cauza asta că luați bătrân cu zarzavaturi de pe colțul străzii și îi amenințați să vă dau și 50 de milioane amendă. Voi dați bătrâniții ălea 50 de milioane amendă, nu? Voi dați 50 de milioane amendă? Da? La aia cu țigări, de ce nu dați amenzi, mă? Haideți, domnule, așa vreți. Haideți, domnule, hai. Păi ce-a făcut? Filmează, domnule, filmează cine-a făcut. Eu am o misiune și el mă... Ce misiune aveți? V-am împiedicat? Ați lăsat o femeie să plece după ce ați amenințat-o că îi dați 50 de milioane amendă. Toți oamenii ăștia știu ce faceți. Faci ce vrei și să declar ce vrei. Haideți să ne lămurim. De ce refuzați să mergeți cu noi la secție? Haideți! Pentru că mă duc la muncă, de-aia îmi dați voi banii pe ziua de astăzi? Nu trebuie, mă, vă duceți la muncă. Mă opriți să vă filmez cum vă hărțuiți voi? Cum hățuiți voi niște oameni care vând zarzavat la găleară, bă? Nu te ce face. La legea 12 pe 1909. Păi nu, mă, că n-au ce drept să mă ia. N-au niciun drept. Asta e părerea vitale. Mai citește legea. Nu cunoști legea. Nu o să citesc legile. Nu cred că știți cu ce stați de vorbă. Cunoști legile foarte... Normal că am buletin și normal că o să le dau buletinul. Refuză să-i identificați. Am refuzat eu să mă legitimez. Vă rog frumos. Ați tras direct de mine. Legitimați-vă. Trageți voi de mine să mă luați pe mine. Aduceți un carnet și scrieți repede că mă grăbesc și la muncă. Vă rog frumos. V-a deranjat pe voi când v-am filmat eu că îl luați pe aia cu zarzavat. Că pe aia cu țigări sau aia care dau în cap, tăceți din gură că vă e frică. Că vă dau. Hai, vă rog. Nu ne acordați... Mă luați pe mine la secție, trageți direct de mine. Mi-ați comunicat ceva? Mi-ați comunicat ceva când ați tras de mine? Ce mi-ați adus la cunoștință? A, pe filmare că ai tras direct de mine să mă duci la secție, că nu ți-a plăcut că ți se vorbește ție, aiurea. Nu mie. Ba da, ție, pentru că nu meriți, mă. Bine, nu merită nimic, mai să meritați. Vii și faci păzmeul la mine, că ai uniformă sau ce? Da, așa e. Da? Păi dacă vă duceți pe acolo, pe la rog, vă sunteți, uite așa mergeți toți, mi stați în mașini. Da, foarte bine, aveți foarte bine. 61 pe 96. Așa, bravo, da. Felicitări. Bă, ce nesimțire, băi. Femeia aia vinde zarzavat la găleată și tu îi spui, dar pleacă de aici, că dacă nu îți dau 50 de milioane amendă, bă, tu știi ce înseamnă 50 de milioane amendă? Că dacă îți dă ție cineva la salariul tău 50 de milioane amendă, faci infarct. Așa prevede legea, că știți, nu noi am făcut legile. Faci păzmeu cu bătrânica aia? N-are sens să mai... Trebuie să-ți fie rușine. Da. Că nu dai aia uniformă. Nu dai uniformă să iei bătrânele care vând zarzavat, urmă. Da? Să nu fie ăștia furați prin tramvaie, să nu se dea în cap prin pietre și prin spatele blocurilor. Toată lumea e nemulțumită de voi, mă. Că poliția vă dau dreptul să fiți nesimțiți de aia. Gata. Aștept procesul verbal șmecherilor.